un efort de echipă, un efort al mediului de afaceri, alături de administrația publică locală și județeană. De voucher de vacanță au beneficiat toate destinațiile, iar media națională de creștere de 6%. Tulcea, județul Tulcea, s-a remarcat printr-o creștere de 77% pe primele 10 luni ale anului, 67% pe total. Hai să spunem, am venit cu acel produs turistic, din fericire, foarte căutat pe piața ospitalității în acest moment. Asta și urmare a research-ului pe care, cercetărilor pe care le-am făcut în acest sens. Mai exact, acel produs pe tradiții, multiculturalitate, gastronomie locală. Și Delta Dunării vine și am construit acest produs turistic care să vină să îndeplinească visul turiștilor care doresc să vină în destinație. Avem astăzi care vin, care au venit poate cu timp lung sau revenit apoi cu familie, avem astăzi care revin. Chiar și această abordare asociativă, aș zice că ne-a folosit, pentru că nu putem ține pe cel care vine în Delta, nu putem ține captiv într-o singură proprietate. Ca și alți colegi cu pachete de Paște, pachete de 1 mai, de 1 iunie, unde noi oferim gratuități copiilor. Mă bucur foarte mult când vedem copii în Delta, avem o pajiște generoasă acolo. Lumea este dacă reușești să-ți păstrezi o calitate a serviciilor, să respecti clientul și în acest fel, cum este în prezent, ne bazăm pe o clientelă fidelă, aproximativ 20-25%, care revin. În același timp, cei care revin mai povestesc și la alții. Pentru că întotdeauna un client nemulțumit influențează 11, iar un client mulțumit doar 2-3. Produsul turistic în 2019, nu pot să spun că va fi spectaculos față de ce s-a întâmplat în anul trecut, dar evident va fi consolidat acest produs turistic și completat cu acel mod de vizitare lentă care deocamdată suferă la nivelul Deltei, mai exact o vizitare a canalelor cu caiac, canoe, cu bărci, cu motoare electrice, altă poveste care să asigure, spuneam mai devreme, visul oricărui turist care dorește să vină în Delta Dunării.